No bun de salutare tuturor și n-am bătut din palme, bine așa, las că nu mai am chef. Și bine v-am găsit la un nou episod de Half-Life 2. Off-camera mi-au dat bășica asta care atrage gândaci sau blăcuste sau ce dracu or fi astea. Cu click dreapta le atrag sau de ca și cum aș fi pe un silicon. Mă nu sau de bine că urlă ăștia. Și cu click stânga, uitați ce face. Cam așa se face fum și când mă băs, în fine. Cică haha, el cică se crede amuzant. Asta ar fi una dintre glume. A da, alături de mine pe Skype este tot ciumpalacul ăla de Ionuț. Da chiar, dacă vă place să-l bag pe ciumpalacul ăsta în videoclipuri la mine, lăsați în comentarii dacă vreți să-l mai bag sau nu. De ce presim că toți o să zică, nu-l mai băga? Ce ne-i ăla? Dă-l de aici, ce? Scapă, ați băgat pe YouTube toți fraierii, nu știu ce. Apropo, nu sunt fraier, eu sunt mai puțin inteligent. Ești mai încet la minte. Nu-i vina mea, încă lucrez pe procesor de la vechi. Tu încerci să te gândi vreodată să-ți updatezi creierul, să-l reformatezi? Am încercat să fac i7-ul din calculator, dar nu intră. Bă, e bine să încerci. Încercarea moarte n-are, dar tu ai. Ține minte mereu asta. Ce am, moarte sau încercare? Nu, de fapt încercarea moarte n-are, dar tu poți să mori. Așa e. Chit că am armata asta în spatele meu și 100% HP, dar mă rog. Înțeleg că te concentrezi, dar mai zici ceva. Stai, ăla că care ăla shotgun sau ce dracu are. Hai, încarcă. Auci. Nimă, un buton. Ce face butonul ăsta? E roșu sau verde? E roșu, apasă butonul roșu. Apăi și nu se întâmplă nimic. Butonul roșu face bine, vezi? Da. Vezi, dacă era să fac ceva, făcea rău. Ne făcând nimic, face bine. Logica, copii, logica. Am avut 2 la logică în clasa a 9. Cu cine făceai logica bine? De parcă știe lumea dacă îi spui numele cine e. Nu spun că poate să-mi pună 2 și anul ăsta. De parcă n-a făcut-o deja. Stai, tu crezi că doamna Gal se uită la videoclipurile mele? Mai știi cât de famos, cât de faimos poți să fii? Da. Câte abonați mai ai în momentul ăsta? A, ba, n-am 117, 818, nu știu câți am. N-am stat să mă uit fix înainte să încep să filmez. Nu sunt de la care să urmăresc fiecare abonat în plus, nu știu ce, să pui mei, înțelegi ce zic. Hai, fugi de gloanțe! Copchi, hai pe ei! Oh, de-abia se mișcă. Cică copii, de parcă o specie rară al lui Ovidiu ar putea să se mulțească. Putem înfia. Nu cred că cineva cu mintea întreagă îi va da un asemenea specimen copii. Știi, să-i crească, știi? Nu cred. Mai știi? Totul e posibil în România. Da? Mai ales în vasul lui. S-a împușcat fără pistol. Să nu uiți să pui poza la editat. Dar poate n-ar trebui să mai facem glume despre vasul lui. Sunt și ei oameni. Adică, da chiar, oare care o fi diferența între vasulieni și bărcăneșteni afară de nume? Că în rest avem tot așa multe chestii ciudate. Am murit fără să moară. Am murit fără să moară, trebuie să bag un videoclip. Pozele alea, dacă nu uit. Cred că trebuie să mă bag în peștera asta sau ce-o fi. Bunker, mă rog. Nimă, lumină roșie, clar nu-i bună. A, din nou, fierăstraie zburătoare. Hai că se bat gândacii cu astea. Ce mănâncă gândacii pe ăștia? Așa te duci tu copii. Că uite vine copii, uite vine poștașul. Poftă bună copii. A vrut să-mi aducă factura de întreținere la biserică sau contribuție cu un drac, să zice. Asta mi se pare logic. Da. Dar chiar, la noi în sat se plătește contribuție la biserică, chiar dacă noi nu suntem creștini, bine, suntem creștini, dar zici și eu, nu știu, poate... Tu nu plătești, dar te trebuie să plătească nu știu, de puțin, până în 20 de lei, cred. Dar de ce trebuie să plătească? Pentru că biserică și pentru că popă. Mai ceva. A, da, să vă spun ceva. David, cu care filmez Warcraft, el este la teologie. Ia spune, cum ar fi ca el să fie popă?
mega cool, am avea un popă super șmecă, știi, poate ar îndreta în sfârșit Dumnezeu crucea aia strâmbă. Da, la mine în sat e crucea strâmbă, chit că am mai spus despre crucea strâmbă și după ce am zis odată chestia asta, s-au supărat unii și mi-au tot dat comentarii urâte pe Facebook. Eram la începutul carierei, pe atunci nu știam nici, de-abia știam să-mi fac intro, nici măcar n-aveam voce bună pe atunci. Dar mi-a schimbat microfonul. Și ăștia, fuck you, bă, deci băie băiaților, ce aveți mă de... Bă, ce-i crucea strâmbă, parcă noi, voi n-o vedeți. E faină. Știu, e al doilea lucru care se vede din satelit după parcarea de la Carrefour. Asta e cea mai proastă glumă, auzi-te. Și glumea, am luat-o de la Codrin. Adică tu vrei să spui că Codrin face glume proaste? A avut el vreodată vreun subscriber care se zică că a făcut glume bune? Da, toată junimea l-apreciază. Salutare junimea, abonați-vă la Ovidiu. Neee. Salutare subscriberul Codrin, abonați-vă la Ovidiu. Așa mai merge. Bă, cum ar fi să mă urmărească Codrin? Ar fi prea tare. Și imposibil, prea imposibil. Știu. Ok, pe unde naiba trebuie să merg? Ah, pe aici. Bă, îți dai seama ce demnitate au trotuarele, se lasă încălcat, se lasă călcate în picioare toată lumea. N-au pic de demnitate. Da, mă, ești prost. Tot de la Codrin ai luat, așa-i? Tu ai vrut să ieși de trotuare. Da, știu, pare rău. Pare rău, șeful. Nu da, boss. Poate nu trebuia să spar barca aia. Poate. Poate trebuia să învăț mai mult pentru doi ăla. Poate. Poate o să trec și o clasa. Poate. Asta ar fi una dintre glume. Știu, nu? Când notele mele la mate pot suna salvare. În America. Bă, copii, nu gândiți prostii. Și tot nu trec clasa. Și tot nu trec clasa. Niciodată să nu spui niciodată. Parcă ascultai rock, nu lui Andra. Cine e? Da-i lasa lui Măruță și acum întreabă cine-i Măruță. Măruță fără puță? E ăla de la Cheliosul, de la... Nu știu, s-a pus păr acum mai noci că... De la din cur, nu? Că ăla e cel mai fertil. Mi se pare... Stai, ce? Nu știai că părul din cur e cel mai fertil? Fertil! Și nu putea că... O să caut pe Google, seara. Bă, și eu m-am buguit în scara asta. Sau nu? Nu, serios, ăștia care își fă... Pura de... Dă-te, bă, de aici! Ok, acum unde... A, pe aici trebuie să merg. Ce vreau să zic? Și ăsta, tristariu, ăla trist mereu de a început să chelească și a făcut implant de păr. Și părul care se folosește pentru implant... Eu n-am nimic cu el, dar mereu l-am crezut să-i mii poponar. Adică nu-i nici poponar, nici așa, dar mereu, nu știu, am avut ceva. Frate, uitați-i voi cum arată, că își face poze pe Facebook. Bă, gămea, și ceva în el de zombalo, firara la dracu, cu capul său de headcrab. Cap de headcrab, frumos. Bă, copii, acum serios. Spuneți mă, bine copii, nu știu dacă sunt copii, dar mă rog, nici eu nu sunt prea, nici eu nu sunt adult. Ai 18 ani, nu, ești copil. Na, deci nu, deci nici eu nu sunt adult să vă zic vouă copii, dar totuși așa e rep. Spuneți și voi dacă cenzurăm sau nu cenzurăm, să știm. Habar n-aveți voi cât de greu să ne abținem. Da chiar, bine că mi-ai adus aminte. Dacă vrei să fac videoclipuri ca să înjur ca la ușa cortului, să fiu un fel de... N-ar fi chiar de frumos, dar totuși... Să fiu un fel de Codrin pentru toți sau pentru cine cunosc, Quick pentru cei care au zis de el, filmează WWE și FIFA 16, dacă vreți să fiu un dăstă care înjură la ușa cortului, dar nu înjurături de astea default, bă, ceva mai frumos așa, ceva mai, nu știu, mai creativ, scrieți în comentarii și nu o să mai bag înjurături când zicem diferite chestii. Tu ai murit, ce-ai făcut? Asta tastează. Mamă, ce aici? Mi-am pierdut telefonul, ha, l-am găsit. Bă, norocul lui că a scăpat de tine. Condoleanțe că m-a găsit. Ăsta direct. Bă, dacă a dracu trag armele astea în Half-Life 2. Facem ca în GTA cu condusul? Nu ești de vină, armele. Și... Da, și nu conduci tu groaznic. Drumul e de vină, da. Uh-huh. Bă, mai bine dau cu shotgun-ul pe distanță decât cu mitraliera. Bă, aici are tate, băi, băi, să joacă ce se, n-ai ce se. Cât de cât, nu prea.
Hai mă, că joacă, joacă binișor. Doar am devenit admin pe Elite. Ba, ar trebui să mai filmez și eu gameplay-uri pe server pe acolo. Dar n-aș că eu nu prea pot să filmez ce se ca lumea și să mai și joc bine. Pentru că eu de asta m-am hotărât să fac meciul handicap. Să le fac caterincoase, nu joc serios. Pentru că chiar așa, unul mă bat cu doi și mi-e greu să fac treabă. Și doi, nu pot și să joc bine, dar și să fac caterincă. Adică tu vrei să fii domnul serios? Băi, Gobul, eu nu joc ca bine, eu nu joc atât de bine ca tine. Tu nu prea joci CS, înțelegi? Tu de două săptămâni ai învățat să joci CS 1.6. Și surs că te-am obligat eu un an de zile. Da, deci nu fiți uimiți. Da, eu nu am fost un jucător de CS. Știu că pare uimit. El e cu GTA și cu NFS, e mai așa, mai old school. Da, joc GTA de la GTA 2, deci. Ai jucat GTA 2? Da, e fain. Ma, o să da gamer. Gamer. Așa, mulțumesc foarte mult, la fel. Cel mai mare gay, bun. Precum gay, bun, cel de la CSGO. Deci dacă... Tu ești cel mai mare gay... Măr. De pe YouTube. Las, ți-am zis, apucă-te și tu de YouTube să-mi iei tu mie locul de cel mai mare gamer. Dacă vrei, dar poți să fii deja cel mai mare gay, fără măr. Poți să fii gay pară, gay cireașă. Doamne, ce glume tocă ca tu fac azi. Bă, opriți-mă! Careva să... Ii mă, cum a sărit gândacul ăla. Careva să mă oprească. Eu am jucat la GTA 2 până la GTA 5, deci sunt un gamer, frate, și... Need for Speed, nu mai știu care a fost primul Need for Speed, a fost Need for Speed 2 sau 3, nu mai știu. Underground? Need for Speed 2, nu Underground 2. Cum a fost în cazul meu de am terminat NFS, când am jucat prima dată Need for Speed Underground, deci l-am jucat pe toate dificultățile. Și acum trebuie să mă bat cu avionul ăla, firara al dracu, cu cine l-a căcat. Eu n-am fost genul la care se bate jocul cum trebuie, eu n-am fost genul. Hai că i-am pălit una, da, hai că i-am pălit una, bagă încă una. Hai că i-am mai pălit una. E mort. Sau nu? Deschide cutia. Dageu, dageu. Bagă-i o rachetă. Am dat pe lângă așa. Sentimentele sunt cea mai puternică armă. Și eu ca prostul țineam agheu în mână. Deci sunt une... Stai, vin două nave, firara de dracu. Hai că am distrus una, mai e una. Bum! Asta sigur se începe pe lângă. Da, s-a pe lângă asta. Care? Zi, știi navetele alea din Half-Life 2, nu? Care trag cu mitraliera și... Știi care-i bomba românească? A. Florin Salam, că dă fără număr, fără număr, fără mai, număr. Mai era o glumă pentru jucătorii de CS 1.6. Ce, ce ascultă unii pe... Se joacă CS? Nu rock, nu dubstep, nu trap, nu de-astea. Manele. Pentru că le spune guță când, de unde vin dușmanii. Cred că gluma asta e mai veche și ca CS 1.6. Sau ca Half-Life 1, că ăla e mai veche cu un an sau cu doi mi se pare, că nu s-au lansat amândoi deodată. Gluma asta e mai proastă ca o găină. Ca o găină? Da. Dar găină e deșteaptă. A prostit omul să-l facă să-i mănânce din cur. Mă rog, ceva ce scoate pe cur și nu căca. Am bulit avionul ăla, bun, l-am bulit și pe ăla. Da, că mi-a dat eroare. Ce? Sistemul. Ce? Abia acum mi-am zis că mănânci din curul găinii? Stai mă că mi-a dat eroare de sistem, stai mă, îi dau restart la Windows. Ce Windows ai? Băi băiatule, eu lucrez pe Windows 2000 pentru că e cel mai tare, e 2000. Ce XP, ce 7, ăla e 2000, îți dai seama cât mai are 7-ul de mâncat să ajungă la 2000? Sau 10-le. Precum notele care nu o să le avem niciodată. Bă, să știi că am, să știi că am. Să știi că am 2, dar nu am 0-0, știi mai... Eu am 10 la muzică, la desen, la sport. Eu știu, la... Păi... Vrei la religie! Vrei să-ți dau fatala, vrei să dau fatala? Ia! Păi, băiatule, eu am 10 la istorie. Eu am doar un 7 la istorie, mi se pare, că ce s-a întâmplat? N-am învățat nimic într-o zi. Și acum își dă loading jocul bun. Și se aude într-una țâc, 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 caravana dubstep. Oh, capitol nou, frumos, Nova Prospect. Ce vreau să zic, odată la un test eu n-aș învăța nimic și am copiat de la colegul. El a luat 5, eu am luat 7 și am scris același lucru ca el. Da, s-a întâmplat același lucru, numai că eu am luat 10, el a luat 8. Și faza că eu am copiat de la el. Mi se pare logic, asta nu prea să pară logic. Bă, să știi. Bă, închisoarea asta amintește Prison Break pe care nici acum nu l-am terminat. Bă, dar chiar bă, poate ar trebui să filmez jocul Prison Break.
am mai avut discuția asta în GTA, în GTA. Nu să filmăm, ci să vor... Noi atunci am venit despre serial, nu da, despre jocul. Am mai avut discuția despre serial, super. Jocul am jucat o parte, nu l-am terminat, că mi se pare că mi-am reinstalat Windows-ul când eram pe la jumatea lui. Și când l-am găsit, și ce am găsit, tu avea un bug. Când... Enorm. Un bug enorm. Tu nici măcar nu știi ce bug era. Mai contează, vreau să fac conversație. Bun, bugul ăla era așa. Cum l-am instalat așa? Mai ești enorm. Ai făcut pleonast din cultule. Ce vreau să zic? Când am instalat jocul. Bă, tu nu te dai Iisus Hristos, pentru că el e măreț și glorios. Lasă glumele de la Satana Cartoons în pace. Bun, ce vreau să zic? Mi-a dat fix la corazon. La colason. Când zice salam, nu? La colason, cum are Ina o melodie. Bă, deci nebun, când, pe vremea când mă uitam la televizor, bă, dar zic chestii de parcă erau prin epoca din aur, de aur. Pe vremea când mă uitam la televizor, mă rog, pe vremea când mă uitam la televizor, nebuneau aia la știrile de la ora 7 sau când dădea Andreea Esca aia, care de vreo... Păi stai, Andreea Esca nu e actriță porno? Nu? Deci i-a zis o dată Codrina asta, asta care e actrița ta porno preferată? Clar, Andreea Esca. Că dar nu se compară cu Cătălin Rădătoroase. Puf, ai văzut ce analuri face ăla. Ce? Bă, nu știu de tine, eu mi-am luat o caloritablă. Nu că, nu că... A, da, caloritablă, n-am mai făcut gluma asta de mult, că știi că îți place caloritabla. Da, apropo, nu căutați Cătălin Rădătoroase porno pe Google, pentru că, bă, umpleți calculatorul de virus. Ai încercat, ai căutat? Nu spun din propria experiență. E, nu. E, nu. E, da. De unde și-a dat seama? Pentru că da. Bă, ce argument bun, bă. Oare apa de aici curentează? Nu cred. Sau o curenta? Îți dai seama câtă calme ar fi să zică, zică, domn profesor, de ce am luat 3? Că am scris tot ce trebuia din caiet. Pentru că da. Cel mai tare argument. Aoleu, îmi dă limbi! Zică, de ce nu ești la școală? De ce nu ești la tablă? Pentru că da. Ia, uite aici și Mon și de ăștia care îți dau limbi. M-am jucat zi, îmi luasem CS Condition Zero, că n-am mai jucat de mult Condition Zero, dar ăla de Letter Sensu, despre care am vorbit și într-un... Se sparg geamurile, nu știu. Despre care am... Ată bă, ce se sparge? Dă bă, shotgun-ul, băgam, ia-și mâna în buzunar și banii la bancă. La bancă, nu la ba, la bancă. Copii, nu vă gândiți la prostii. BCR, nu? Da, BCR, Transilvania... Mai zi, mai... banca din parc, banca nu de mai... la școală. Rău frumos, nu mai vorbește urât. Ai probleme? Știu pe cine să chemăm. Pe Cristi! Cristi! Ia-l bă, bă, lași că mă mușcă, dar țigara n-a lăsat, ați văzut? Bă, era... bă, o țigare mai scumpă ca o pereche de cizme din cauciuc. Mă rog, dacă era cauciuc ăla și nu cine știe da, ce gumă de mestecat. Da, mai scudești, mai bine, decât să scap de un câine care mă mușcă de picior, mai bine fumez o țigară liniștit și trec la Cristi, știi? Eu blochez cu caloritabla gloanțele, sunt un geniu. Uite și voi ce bun e caloriferul ăsta, blochează traiectoria gloanțelor. Vedeți? Caloriferul este cea mai bună armă din Half-Life 2, dacă știi să folosești Gravity Gun-ul. Asta nu... Ce? Asta nu prea mi s-a părut logic. Caloritablă. În caz că nu știți gluma cu caloritablă, am zis eu odată o chestie mai de mult. Dacă caloriferele ar fi făcute din tablă, s-ar numi caloritablă? Da, eram la episodul 4, mi se pare, la Zombieland, la care mi-am scos cel mai multe vizionări la episodul ăla, mi se pare, să nu mai știu, la capitolul serie de Half-Life 2. Da, clar, pentru nu, da, clar nu pentru gluma asta răsuflată. Gluma asta e mai defectă ca sistemul învățământului. E mânie. Nu doar ca sistem învățământului și ca autostrăzile. Hai să fim serioși acum. A fost viscol și doar o zi, doar o zi? Serios, doar o zi să stăm acasă? Bă, la cât am început filmarea? Destul de... Hai că omorâm monstrul ăsta și încheie aici episod, am mai des... pic. Ai ieșit un episod ca lung. Vezi ce se întâmplă când ne întind de la vorbă? Da, când vorbim despre caloritable. Dați like și subscribe. Stai bă să omor și eu balaurul ăsta. Dinozaur, cum zicea un puradel de pe Skype. În loc să zică monstru, gândac. Hai că trebuie să cenzurez asta. Îi zic, bă, ce mă belești ăsta. Am caloritablă. Îți face laba sau ce? Da, caloritablă. Bă, nu, bă, e mare. Bă, m-a lipit direct în perete ăsta.
N-am o caritabla. Bă, bă, am un butoi, am un butoi. Cât de noștri m-ar fi să pierzi. Nu mor eu așa ușor. Am un cărucior, bă. Umfle. M-au ciurit. Stai. Încă o caloritablă. Bum. Ai venit cu bodyguard și băgam. Bă, nu mai am butoaie. Bă, butoaie explozibile careva. Ia bă shotgun. Ia bă gloanțe de shotgun, firea al dracu. Ia bă gloanțe de shotgun cu click dreapta. Ai venit cu bodyguard și măta. Da. Da, bum! Dar și mi se pare noastră mi-e faza aia cu băgamia, știi? Da, da, da. Putea să zic că și scotea mei. Da. Bă, iar mi-a belit una. Da, bă, încoa! Bum! Pare-mi face bine laba dacă o face sau? Am omorât monstru! Am omorât Bow-Bow! Bow-Bow a murit, bun. Și hai că mi-au venit și copiii acum. Bă, cum poți să termini un episod mai frumos decât să omori un monstru de ăla și să-ți vină proadei? Hai copii! Doar unul. Hai că e bun și ăsta. Pe ăsta-l botez Gigel. Bun. Bă, hai că eu aici cu Gigel și cu Ionuț am... Încheiem aici episodul. Gigel e super fericit. Ia uite așa ce dă din cap, că n-are coadă. Apare atât de fericit să-mi... Așa, deci cam aici se termine acest episod. Eu, a scăpat de el. Bun, scăpăm și de Ionuț în acest episod. Dacă vreți să mai apară videoclipuri la mine, scrieți în comentarii dacă vreți să fac videoclipuri. Trei Varneamu, spuneți da, bă, că eu 20% îl împar cu voi, facem 50-50. Și dacă vreți să fac videoclipuri necenzurate, îmi scrieți în comentarii și o să fac astea. Și dacă vă place seria, eu mă pricep la cel mai bine la necenzurat. Da? Și dacă vreți să fac mai multe episoade de Half-Life, că filmez cam rar, o să filmez, dar chestia e de voi. Bun, cam atât a fost și pe acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Subscribe. Taci, bă, că tu nici să faci formula mea. Bă, eu am un stil de a o face. Cam asta a fost și pe acest videoclip. Eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste. Dați câte un cap în grob butonul sau videoclip. Și până data viitoare, ciao, les. Gigel de din cap.